Biserica Ortodoxă Română reacționează dur și vine cu precizări în scandalul pe care Diana Șoșoacă l-a făcut în Parlamentul European. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe românei îi reamintesc fostei senatoare că a fost aleasă exclusiv pe baza calificării sale de politician și nu ca reprezentant spiritual. A fost făcut și un top al scandalagiilor din Parlamentul European, unde ne clasăm pe primul loc după circul cu bodniță, icoane și saj de plastic. În In trust. Ingadui trust. In God we trust. După spectacolul dat de Diana Șoșoacă, reprezentanții bisericii ortodoxe române vin cu precizări privind comportamentul acesteia după ce a fluturat icoanele în Parlamentul European. Mănăstirea Petru Vodă consideră că pretenția Dianei Șoșoacă de a reprezenta un punct de vedere creștin trebuie dezmințită, în primul rând pentru că purtarea sa este contrară raționalității și nobleței creștinismului. Este de datoria Bisericii și a noastră în calitate de comunitate creștină să ne apărăm credința și să ne afirmăm valorile creștine în maniera în care se cuvine ca aceste lucruri să fie făcute. Astfel, în ce privește comportamentul recent al doamnei Diana Iovanović-Sošoacă în Parlamentul European, trebuie menționat faptul că domnia sa a fost aleasă exclusiv pe baza calificării sale de ambițios politician și nu ca cleric sau reprezentant spiritual, au afirmat reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române. Deși schimburile de insulte sunt rare în Parlamentul European datorită regulilor stricte pe care europarlamentarii trebuie să le respecte, totuși, de-a lungul timpului, au existat mai multe scene tensionate de jigniri, atacuri verbale sau mesaje discriminatorii. Însă spiritele mai înflăcărate tind să nu țină cont de ele și aleg să le ignore. A fost făcut și un top al celor mai controversate momente din Parlamentul European, iar pe primul loc, evident că se află Diana Șoșoacă. După spectacolul care a atras atenția presei din întreaga lume și care a făcut ca un europarlamentar român să fie escortat în afara plenului la prima reuniune a Parlamentului European din acest an. Locul 2 îl ocupă tot țara noastră prin Cristian Terheș, actual europarlamentar PNCR, care a intrat în Parlamentul European într-o alianță cu aur și acesta a fost acuzat de instigare la ură, după ce în 2023 a făcut o serie de afirmații defăimătoare legate de minoritățile sexuale, întrebând care este definiția unei femei și spunând că Combaterea violenței împotriva femeilor trebuie realizată doar pentru femei, nu și pentru minoritățile sexuale, dar și după un schimb de replici acide cu o eurodeputată neomarxistă care susține că bărbații pot să nască. Men can be pregnant and women are women even if they were appointed as boys and men when they were born because trans women are women. It is not That when we talk about mankind, we talk about men and women. It's the Universal Declaration of Human Rights that states that. So go ahead and change that. Furthermore, if you claim that a man who pretends to be a woman is a woman and a man can get pregnant, please explain to the whole world how biologically that is possible. Pe locul 3 se află europarlamentarul german Ghidorail, parte din AFD și grupul extremist Identitate și Democrație, care a comparat România cu vestul sălbatic, dar care ulterior și-a cerut scuze.